Era 23 decembrie. Mai câteva zile, mai erau câteva zile până să devenim cetățeni europeni. Eu eram cu nevastra la aeroport în Roma. Trebuia să facem checkpoint-ul ăla la vame și italieni, știi? Și noi mergem la acolo și le treau, păi n-aveți viză, că era cu viză, era gulean. Și șef, acum aici suntem, lasă-ne, ori nu ne lași, ori nu. La care italianul se uită la noi și zâmbește așa și zice niște cuvinte care mi-au rămas forever în minte și asta nu e la mișto. My friends, welcome to the European Union. No? Așa am intrat cu ceva zile înaintea multora dintre noi în Uniunea Europeană. Acum 4 ani, mă întorceam de la Buenos Aires. Zbor de 12 ore jumate, horror. Ajungem la aeroport în Roma, obosiți, rupți, și ce vedem noi acolo? 180 de oameni la un rând și noi 5 UN citizens. Și am avut așa o îndoioșală în mine, mă zic, ia uite că am ajuns acasă. Acum, de ce vă spun eu lucrurile astea? E ca un fel așa de stilul meu, așa mai de vlogger, așa mai de la peluză, să vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici și pentru că, într-un fel sau altul, faceți parte din luna mea.